Bine v-am regăsit la știrile locale, sunt Bogdan Șofend. O nouă încercare din partea reprezentanților fabricii de pulberi pentru a obține mult promisele salarii neplătite. O delegație a luat astăzi din nou drumul capitalei pentru a discuta cu directorul Romarm, proaspăt numit în funcție. Speranța oamenilor de a-și primi sumele restante renaște odată cu această schimbare în conducerea companiei. Compania Romarm are de câteva zile un nou director. Este vorba de inginerul Gheorghe Bioan, fost director general al uzinei mecanice Sadu. Odată cu această schimbare la nivel de conducere, reprezentanții fabricii de pulberi din Făgăraș speră să găsească înțelegere pentru rezolvarea situației salariilor restante. O delegație de la Făgăraș a plecat în această dimineață la București pentru a se așeza la masa discuțiilor cu noua conducere Romarm. Astăzi are loc o întâlnire la nivelul Regii Autonome Romarm, în prezența noului director care a fost numit de curând, domnul Boian. S-ar putea să fie un lucru benefic, fiindcă domnul Boian vine din sistem, a fost director la Sadu Gorj, cunoaște problematica cu care se confruntă această industrie de apărare și filialele din Romarm. Sperăm să găsim sprijin și să căutăm împreună cu dânsul soluții de rezolvare cât mai urgentă a situației, în primul rând a salariilor și apoi a celorlalte aspecte care țin de industria de apărare. La fabrica de pulberi, cei peste 200 de angajați stau fără salarii de mai bine de 5 luni. Au ajuns la capătul răbdării și s-au săturat de promisiuni neonorate. Din surse proprii, conducerea fabricii a reușit să distribuie avansul pe luna iunie, în cuantum de 400 de lei pentru fiecare salariat în parte. În continuare nu s-a deblocat salariile pe ordonanța 95. S-a făcut un efort din nou din partea societății și s-a reușit să se acorde avans salariaților. Sperăm și avem promisiuni de la secretarul de stat nou numit că se va face o urgentare a materialelor pentru a se putea intra în ședință de guvern. O parte din prevederile ordonanței 95 au fost rezolvate prin o ordonanță de urgență care s-a discutat în 6. A rămas în continuare discuția privind numărul mediu maxim de personal. Sperăm că totuși în ședința viitoare, miercurea viitoare, în guvern să se introducă această hotărâre și să iasă numărul mediu maxim, astfel că se poate debloca situația salariilor. Angajații fabricii făgărășene speră ca schimbarea directorului Romarm să fie de bun augur pentru ei. Activitatea celui demis se află în centrul mai multor scandaluri privind afaceri dubioase prin care s-au prejudiciat grav patrimoniul și interesele celor 15 întreprinderi din subordine, printre care și fabrica de pulberi de la Făgăraș. Secția de nou-născuți din Spitalul Făgăraș a intrat în ample lucrări de reabilitare. În ultimele săptămâni s-au renovat saloanele și grupurile sanitare. Lucrările sunt acum pe ultima sută de metri, iar compartimentul se va redeschide în curând. Saloane luminoase și proaspăt renovate, așa arată acum secția de nou-născuți din Spitalul Făgăraș și asta după câteva săptămâni de la începerea șantierului. Echipele de muncitori sunt pe ultima sută de metri, deoarece în prezent se efectuează ultimele finisaje, după care pe listă mai rămâne curățenia generală ce trebuie realizată în urma lucrărilor de renovare. La compartimentul neonatologie, la solicitarea conducerii unității către primăria Făgăraș, s-a aprobat lucrări de renovare în cadrul compartimentului. Lucrările au durat ceva vreme, dar suntem bucuroși că am ajuns la final. Urmează curățenia de după lucrările care s-au efectuat și sperăm ca în scurt timp să putem să primim mamele cu nou-născuții aici în cadrul compartimentului de neonatologie. Eu sper să fie condiții, după cum arată, mult mai bune și oamenii să fie mult mai mulțumiți de condițiile pe care le oferă spitalul. Costul lucrărilor a fost suportat în totalitate de primărie. Toate saloanele din cadrul secției au trecut prin procesul de renovare. Investiția era necesară deoarece de ani buni secția nu a beneficiat de o reabilitare importantă. S-a renovat deocamdată tot ce e legat de neonatologie. Tot compartimentul, saloane pentru mame, saloane pentru nou-născuți, saloane de reanimare nou-născuți, grupurile sanitare s-au renovat. Niște condiții, eu zic, mai plăcute pentru oameni. Din câte mi-amintesc eu, nu s-au făcut lucrări de renovare în ultimii
7 ani, poate mai bine, de când sunt eu în Făgăraș, eu n-am văzut lucrări de renovare în cadrul compartimentului de neonatologie. Sunt mai bine de 7 ani, poate chiar mai mulți ani. Secția de nou născuți va fi în curând funcțională. Cu toate acestea, la ultima ședință a legislativului făgărășan s-a aprobat un proiect de hotărâre prin care s-a decis comasarea mai multor secții care urmează a fi mutate în clădirea principală a spitalului. Printre acestea se numără și cea de nou născuți. Aleșii au hotărât comasarea compartimentelor obstetrică, ginecologie, pediatrie și nou născuți din cauza facturilor mari la curent și gaz. Sunt prezenți la orice oră, acolo unde arde, indiferent că este zi sau noapte. Nu țin cont de efort și trec la propriu prin foc și fum. Pompierii au avut astăzi o altfel de misiune. Ei s-au aliniat la startul concursului județean, ce a avut în prim plan echipele ISU din tot Brașovul. Competiția celor mai buni pompieri s-a desfășurat la Făgăraș, pe stadionul municipal. Pompierii din județul nostru și-au dat întâlnire astăzi de la ora 9 pe stadionul municipal, unde au desfășurat faza județeană a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență organizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov. La competiție s-au aliniat toate subunitățile de pompieri ce funcționează în județ. Desfășurăm astăzi concursul profesional faza județ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la care participă toate subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Avem trei probe importante, 100 de metri, ștafeta și proba de lucru la motopompă. Aceste concursuri fac în așa fel încât să verificăm pregătirea subordonaților noștri, să îi facem în așa fel încât să ajungă la maximul de pregătire atât profesională cât și la o formă fizică extraordinară, fiindu-ne necesare în intervențiile de zi cu zi, care, după cum știți, nu sunt puține, în jur de 15-20 de intervenții în 24 de ore la nivelul județului Brașov. Sperăm ca cei mai buni să câștige, sunt toți ai noștri, este faza județeană, după cum v-am spus, urmează cealaltă fază interjudețeană și apoi faza pe țară. Probele din concurs nu au fost deloc ușoare, dar cu toate acestea nu au ridicat probleme pompierilor care se antrenează zi de zi. Condiția fizică extraordinară face diferența între competitori. Nu îi se pare greu, nu avem emoții deocamdată, dar sperăm să iasă bine. Emoții nu sunt. Condiție fizică? Avem pregătire. Totul depinde și de noroc. Important este să nu ne accidentăm. Emoții? Da, foarte multe. Concurența este destul de puternică și... Condiție fizică? Foarte bun, având în vedere că în ultimii 5 ani de zile ne-am pregătit pentru acest gen de concursuri. La start, plutonierul. În ultimii 5 ani, în fiecare an, obținând locuri bune și foarte bune. Concursurile pompierilor profesioniști scot la iveală buna pregătire a cadrelor din această structură. Județul Brașov a avut de mai multe ori reprezentanți la nivel național, acolo unde ajung doar cei mai buni dintre cei mai buni. Am participat la multe concursuri din 1990 până prin 2003-2004. Am obținut niște rezultate și pe plan local și la faza pe zonă, unde au participat 5 județe din zona Brașovului. Am obținut de vreo 7-8 ori locul întâi pe zonă. De când lucrez la pompieri, sunt într-o funcție de comandant de gardă de intervenție. În timpul acesta antrenez și echipa de la detașamentul 1, unde sunt încadrat. În trecut am antrenat echipa inspectoratului, deci echipa reunită a județului Brașov. Ce așteptări aveți de la echipa pe care ați antrenat-o pentru această competiție?
Mi-am antrenat mai puțin el acum, dar eu tot locul întâi vreau, că ar fi culmea să-mi doresc altceva. Locul întâi este visul oricărui sportiv. În cadrul concursului s-au susținut mai multe probe. Ștafetă 4 ori 100 de metri, alergare pe distanță de 100 de metri pe pistă cu obstacole și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. După concursul ISU urmează și competiția pentru serviciile de voluntari, care se desfășoară mâine tot pe stadionul din Făgăraș. Scopul competițiilor este dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acțiunilor în situații de urgență. Participanții, atât profesioniști cât și voluntari, sunt răsplătiți cu diplome și cupe ce le atestă curajul de a-și asuma responsabilitatea acțiunilor deosebite, dar și spiritul de fair play din competiții. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a știrilor cu principalele evenimente locale. Vă reamintesc adresa paginii noastre de internet impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!